adică malicious software, vine de la software rău intenționat pentru datele sau PC-ul tău. Acest termen descrie toate tipurile de software rău intenționat, fie că discutăm despre virus, troieni, spyware, adware sau alte programe de genul, precum keyloggerele sau tot felul de scamuri online. Dar de ce avem nevoie și de un antivirus și de un anti-malware, dacă termenul de malware descrie toate programele rău intenționate? Ei bine, antivirusul este un program destinat prevenției infectării. Acesta prinde virusii și îi oprește înainte ca aceștia să devină activi și să creeze pagube pe PC-ul tău. Un program anti-malware este destinat găsirii tuturor programelor rele, fie că sunt activi virusii respectivi, fie că sunt în carantină ținuți de un alt software care nu a putut să-i elimine, să zicem un antivirus mai slăbuț, fie că sunt inactivi, deci nu au fost depistați de antivirus, așteaptă doar să-și facă treaba, probabil când tu vei pune antivirusul pe game mode sau cine știe ce altă gaură în securitatea ta. De asta, pentru a ne asigura că avem o securitate destul de bună a PC-ului nostru, ne trebuie atât un antivirus cât și un anti-malware. Secretul constă în setarea corectă a acestor programe. Mai toate soluțiile moderne au și o funcție de real-time scanning, adică o scanare în timp real. În timp ce tu folosești PC-ul, acesta scanează fișierele ce le folosești pentru a se asigura că nu te infectezi cu vreun malware, adică un virus, troian, spyware, ați prins ideea. Secretul constă în dezactivarea funcției de real-time scanning a unuia dintre programe. De obicei, lăsăm antivirusul cu funcția de real-time scanning pornită, iar anti-malware îl rulăm noi odată la o săptămână, o lună sau când simțim că ceva este în neregulă cu programul nostru. Astfel, ne asigurăm că avem o securitate destul de bună a PC-ului și menținem și performanța. De la caz la caz, s-ar putea să ai nevoie și de un firewall. Dar despre firewall-uri vom vorbi într-un video următor. Dacă ți-a plăcut acest tip de conținut în sub 3 minute, dă-ne un subscribe, dă-i un like la video și dacă ai idei pentru astfel de conținut sau vrei să înveți despre ceva anume, lasă-ne un comentariu mai jos. Salut!